marea reformă fiscală a guvernului PSD-ALDE, județul Sibiu, la nivel de cele 64 de UAT-uri, va pierde numai puțin de 100 de milioane de lei în anul 2018. În proiectul de lege a bugetului de stat se prevede o majorare nesemnificativă a cotelor alocate bugetelor locale de la 41,75% la 43%, adică praf în ochi. Municipiul Sibiu pierde cel mai mult, 62,8 milioane de lei. Municipiul Mediaș pierde de asemenea 16 milioane de lei, potrivit estimărilor preliminare. Orașele mici, de asemenea, pierd foarte mult. Cisnădie, 2,5 milioane de lei. Avric, 2 milioane de lei. Tălmaciu, 1,3 milioane de lei. Comunele Cristian, Șelimbă, Șura Mică pierd între 850.000 și 4,5 milioane de lei. Oameni buni, dragi sibieni, aceștia nu sunt bani pe care îi pierd primarii sau președintele de Consiliu Județean. Aceștia sunt bani pe care îi pierd sibienii, bani care s-ar fi putut regăsi în investiții, în locuri de muncă, în venituri mai mari și, ca urmare, într-o creștere a bunăstării sibienilor. Nu există o localitate în Sibiu care să nu piardă resurse financiare consistente ca urmare a scăderii impozitului pe venit. La nivel național, aceste pierderi sunt de 5,8 miliarde de lei. Nu o spun eu, o spune proiectul de buget publicat de Ministerul Finanțelor Publice. La nivelul Consiliului Județean, pierderea este de 11,25% de impozit pe venit și aceasta va ajunge, la 27 de milioane de lei. Partidul Național Liberal are și soluții.